ce încercăm noi este să punem vopsea peste rugină, să minimalizăm. Ce ai făcut, dragul meu? Fra frate, frate, mi-a alunecat puțin ochiul. Nu, 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 nu s-a alunecat. Ai copiat de la colegul, se cheamă furt. Nu încerca să minimalizezi. Știți, nu prea am avut timp. Nu, 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 nu prea ai avut timp. Ai fost lene și n-ai învățat, se cheamă lene. Și spunem, nu-i, nu am alunecat. Nu, n-ai alunecat. Te-ai dat cu plăcere, ca pe topogan. Te-ai urcat din nou și ai început-o din nou. Ți-ai pregătit păcatul, ți-l-ai preparat. Te-ai gândit, ai strategizat, ai făcut strategii cum să păcătuiești. Știți cum, când faci câte o trăznaie din asta, speri cumva să se repare singur. De exemplu, dacă ai dat cu mașina cumnatului într-un stâlp, a doua zi dimineață, când îți faci și domnule, nu s-o fi îndreptat singur oare. Și te duci să vezi Locul faptei. Criminalul întotdeauna își revizitează locul faptei. Asta este foarte interesant. Cei care se ocupă de psihologia crimei știu asta, că cumva, cumva apare. Apare la mormântarea victimei.